seara, am înțeles că șampan nu avea altă soluție decât pur și simplu să exagerez. Nu că el sta prea tare în fire, dar pur și simplu, practic, a fost constant de împrejur. Da. Ce vreau să zic eu. Eu mă gândeam așa o chestie foarte... Nu știu dacă ați avut vreodată senzația asta bizară. Se aude și așa, nu te... Da, senzația asta, când pur și simplu tu vrei să vii, să ieși și să zici doar atât. Ta-da! Un fel de... Nu, clar că nu poți zice chestia asta, nu poți să zici... Nu poți să zici un simplu ta-da! Dintr-o ură, să zic așa, față de sine, ci, împotrivă, dintr-o fel de dragoste din asta excesivă. Bineînțeles că eu, fiind un proaspăt debutant, nu pot altceva decât să fac, decât să mă iubesc. Tocmai aici e greșeală debutanților. Că ei se iubesc excesiv la debut și după aia se întâmplă tot felul de lucruri. Da. Dar ce vreau să zic? Eu n-am și vreau, mai zis o chestie foarte frumoasă, cum înainte, ca Matei să zică, sunt un braș de etnia, el să și o chestie, ți-au drasul, frate, ți-au drasul. Și o să fac și mă întâlnit, zic, băi. Dar, apropo de chestia asta, eu de fapt îmi iau timpul, acum timpul e zic de mine. Dar te rând din al nostru. Nu. Nu, mai ales că e prea mult. Chestia că eu, de ce mi-o am? Pentru că îmi dau seama că, practic, singura modalitate de a debuta cu tine ca proaspăt debutant, este șansa asta pe care ți-o dai singur ție să nu-ți citești în propriile texte. Adică să nu te compari în ele, prin urmare. Știți, eu mă gândeam, de exemplu, o vreme mă gândeam, bineînțeles că eu mai rar mă gândesc, dar se întâmplă uneori și așa, niște, să am și eu anumite deschideri spre așa un domeniu. Și mi-am amintit de Andrei Bodiu, că zicea o chestie interesantă. Eu nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce, de exemplu, Andrei Bodiu, de fiecare dată înainte și să-și citească propriile texte, vorbește mai mult decât textul pe care îl citește. După aia mi-am dat seama că eu... Da. Dar după aia mi-am dat seama. De fapt, adevărata mea istorie, nu când ea se scrie textul. Asta e doar începutul. Asta e, să zic așa, pentru învățăcei. E atunci adevărata mea istorie, când ți-l scrii vorbind. Adică nici măcar nu trebuie să te apuci de pix sau ei să... Bine, pentru cei care scriu pixul. Să-l iei și să încerci tu să faci acolo vreo două, trei cuvinte. Bine. Și eu am gândit că are dreptate. Are perfectă. Mare dreptate. Acum, ca să nu mai lungesc vorba, pentru că deja eu, mie, însumi, îmi devin plictisitor, o să trec, o să citesc două, trei texte care, mă rog, vorba e. Primul text. Așa de obicei se face, așa că și eu nu o să fac excepție. Peștele din iaz ajunge în Caldare. Din Caldare în Castron, unde este vindecat, curățat și tăiat. Din Castron pe masă, unde se aurește cu făină de porumb și se prăjește la foc mic în tigaie. Apoi se aduce pe o farfurie mare și se așează lângă numărică. Și nimeni să se minte de călătoria pe care a făcut-o pește. Nu, dar eu așa am sesizat, pentru că mă gândesc mai interesant decât citesc. Nu citești sesizatul de numai la 30, trebuie să citești. Da. Chestia cea mai importantă pe care mă dau să zic, e următoare. De fapt, din toate textele astea, eu am dat seama că idealul acestei cărți e următorul. Însă, își număr patru cuvinte.
patru cuvinte care, de fapt, spun mai mult decât tot ce zice mai târziu. Și ele sună cam așa. Și iarăși zic, bucurați-vă. Bine, sună un pic mai ok, pentru că eu am exagerat. Păi, dar asta scrimează. Nu vreau să revăd. Bună, te-i. Deci așa. Asta a fost știu. Te s-a țin minte. Cu Dumnezeu te cum cu parașuta. Nici de zbora nu zbori. Când am crescut mai mare, nu mai beam așa de mult pe nenică. M-am alăturat fiilor și fiicelor lui, numai orfanii și desfătații și Hristos. Da. Și mă citesc. Ăsta trebuie să fie ultimul poem în carte, dar de păcate, eu n-am ajuns așa să fie. Dar la drept timp mă bucur, pentru că că așa parcă mâinii se situiază, locurile se situiază. Și mă enervează că eu nu sunt cele mai multe de alte copii. Pardon. Era aici. Deci așa. Poemul sună cam așa. Nenica avea o ladă imensă. Cu lagăt. Cheia o purta la gât. Ca pe cruce. N-o scotea decât dacă își amintea de mamuța pe capul lui, îmi spunea că nu există bărbat să nu fie vinovat în fața femeii sale. Și că sunt mic. Și n-am de unde știi cum e când rămâi. Duci în spate o lagă cu vechii turi. De aici se trăgea, cred, grăbovenia lui. Anii se scurgeau, lagă s-a făcut plădiță. Doar lagătul era de două ori mai mare. Nenica în ultimul său an de viață era cât cheia lui. Rugăciunile îi se stingeau. Le spuneam eu în locul său, legănându-l în palmă. Dar nimic nu cura pe cum acest pendecel de leagă. Ne-ni, 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 cuș, domn-i în pace, copiluș, ne-ni, care știe să vadă cel mai tare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!